Ce s-a întâmplat? Sunt probleme grave cu gazonul municipalului sau... Oh, din câte am analizat și ieri după amiază și în cursul de astăzi, împreună cu echipa de la întreținere, de la baze sportive, se pare că datorită ploilor a avut loc, s-a bătut vântul, s-a infestat o parte a terenului cu mohor. Am vorbit cu firma care are contractul de întreținere de service și ei au făcut niște operațiuni deja cu vreo 7-8 zile, o erbicidare. Sperăm să-și producă efectul. Am discutat încă o dată acum. Urmează să vină iar tehnicienii firmei care face întreținerea profesională a gazonului și să remediem aceste aspecte. La ora jocului cu Snagov va fi gazonul în cea mai bună stare? Dacă se joacă pe 21 august, ideea e că nu știm dacă 21 august va fi debutul campionatului de fotbal. Am înțeles.